17 octombrie 2016, în Republica Moldova se petrec alegerile președintelui Republicii Moldova. Conform datelor prezentate de către birourile electorale a secțiilor de votare, în municipiul Bălți, la orele 15:00, au votat în total 37.648 de alegători, conform listelor de bază 36.103, conform listelor suplimentare 1.545. Secretarul Consiliului Electoral, Țurcan Silvia.